Bine v-am găsit la emisiunea Față în Față. Suntem din nou împreună cu dumneavoastră să medităm la suflet și la relația noastră personală cu Dumnezeu, să stăm față în față cu realitatea, față în față cu noi înșine și în același timp să ne aducem în prezența lui Dumnezeu sau să lăsăm pe Dumnezeu să fie prezent în viața noastră, acolo unde ne aflăm fiecare. Împreună cu pastorul Bunic Ocar, căruia îi spun bine ai venit din nou la emisiunea noastră. Bun găsit! Astăzi vom medita la tema Harului. Se vorbește foarte des despre Har între credincioși și foarte mulți depindem de Harul lui Dumnezeu. Așa cum spunea odată Niculiță Moldoveanu, numai Harul tău ne ține. Printr-un cânte compus foarte cunoscut printre creștinii neoprotestanți. În umblarea mea prin lume. În umblarea mea prin lume, numai Harul tău mă ține. E un cântec care cred că ne face pe fiecare să gândim și această temă este o temă care ar trebui să ne preocupe. Pentru că suntem dependenți de Harul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost jertfa Domnului Iisus Hristos oferită în dar fiecăruia dintre muritori care o recunosc și o acceptă, am fi fost pierduți pentru veșnicie. Dar datorită faptului că Harul lui Dumnezeu a fost revărsat peste noi, astăzi putem să fim membri în familia lui Dumnezeu. Aș vrea să clarificăm acest har inițial pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru omenire. Când noi practic nu meritam. Omul Adam s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și chiar dacă el avea tot ce îi trebuie și era bine, nu a fost ascultător. Și totuși Dumnezeu, chiar dacă a fost întristat datorită păcatului care a intrat în viața lui Adam, a manifestat acest har nemai întâlnit, nemai cunoscut de omenire. Well, harul este un concept, dar mai mult decât un concept, este o putere, este o grație, o grațiere, o sumă de daruri. Este definit ca dar nemeritat de la Dumnezeu și fără a fi descris. În fond, tot ce primim este har după har. Am primit din plinătatea lui, spune Scriitorul, har după har. Cineva zicea, tot ce primim în afară de moarte este har. Pentru că noi merităm moartea și dacă ni se menține viața, dacă ni se dau bunuri, dacă ni se dau binecuvântări sau ni se arată oarecare înțelegere sau considerație, asta înseamnă harul lui Dumnezeu. Și important este să nu facem niciodată zădarnic harul și aici cred că e foarte, foarte important că mulți zădărnicesc harul sau fac zădarnic harul lui Dumnezeu care le este oferit și neprimind, e textul biblic, nu primesc ce are Dumnezeu pentru viață, pentru viața lor. Dar este posibilă această practică sau această tragică atitudine și în viața credincioșilor și asta e tragic pentru că nouă ni se dă mântuirea prin har, ceea ce este grozav, înfierea, integrarea în familia lui Dumnezeu, dar după aceea noi credem că trebuie să trecem în sfârșit la fapte, ceea ce nu e deloc rău, dar facem fapte prin harul lui Dumnezeu și facem faptele pe care El ne ajută să le facem, dar nici de cum nu vom fi noi mai calificați dacă facem anumite fapte decât alții. Tot ceea ce reușim este prin harul lui Dumnezeu. Pavel spune, prin har ați fost mântuiți și apoi când își dă raportul despre activitatea lui, apostolul spune, am lucrat mai mult decât oricare, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Aici nu e foarte simplu să clarificăm, dar cred că avem tendința ca după ce am început prin har să intrăm în lege, să intrăm în ordinile noastre sau în tradițiile noastre. Foarte ușor suntem
atrași sau în sfârșit smulși de pe linia harului lui Dumnezeu. Este un proces în ceea ce privește maturizarea creștinului care începe cu harul lui Dumnezeu, dar nu se sfârșește acolo. El trebuie să continue, pentru că harul are un drum de parcurs și credinciosul beneficiază de el permanent, nu doar atunci când experimentează mântuirea, nașterea din nou. Deci mântuirea este prin har, dar noi atunci ne naștem spiritualmente vorbind copii și suntem chemați să creștem de la copii la oameni mari, la starea de adolescență, să-i spun, până la statura plinătății lui Iisus Hristos. Totul prin har și e necesară această chestiune. Dar asta nu înseamnă că dacă nu suntem la capătul drumului, nu putem fi utili, nu putem fi folosiți sau Dumnezeu nu are nimic de făcut cu noi până nu atingem acea altitudine duhovnicească ideală atinsă, să zicem, de apostoli într-o anumită vreme în viața lor. În clipa când suntem mântuiți, suntem deja copii și El știe ce putem noi să facem, dar El este bucuros de dorința de a-L sluji, de a-L ajuta, de a-L, în sfârșit, reprezenta și El va suplini. El totdeauna vine să ajute. El a lucrat cu copii, a lucrat cu tineri, a lucrat cu oameni maturi, cu părinți. Deci El, asta e chestiunea. Nu putem sta să așteptăm să ne maturizăm ca un copac în pădure. Ai văzut că și pomii tineri fac și ei roade. Nu au neapărat acele fructe imense, poate uneori fructele sunt, dar nu sunt destul de multe. Dar cu vremea dau mai multe. Însă, de la început, după un an, doi, încep să se manifeste ca și pomi fructiferi. Unii cred că dacă au o viață nepotrivită, o viață chiar păcătoasă, nu pot beneficia de harul lui Dumnezeu și mântuirea încă nu este disponibilă pentru aceia ca și ei. Crezi că Dumnezeu poate să ofere mântuire sau har păcătoșilor? Numai păcătoșilor. Niciodată nu spune El, am venit să caut pe sfinți pe lume. El spune, am venit să caut ce era pierdut. Am venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel și El primește și mănâncă cu păcătoșii. Acesta este textul. Totul era pierdut, totul era compromis pe pământ și El a venit pentru ce era pierdut. Asta spune El în casa Zacheului. Fiul omului a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Deci, să reținem, El nu se depărtează sau detașează sau se retrage când vede un păcătos. Din contră, este atras pentru că toată lumea zace în cel rău. Deci nu avem niciun fel de merit că ne-a mântuit Dumnezeu. El ne-a mântuit după sfatul bunei lui plăceri. Problema nu este cu nemântuiții care sunt atrași la Dumnezeu, pentru că toți am început acolo și chestiunea este că cei ce sunt mântuiți nu sunt perfecți și asta e o descurajare foarte mare, fiindcă noi am crezut că în clipa când suntem primitori de mântuirea lui Dumnezeu și ne recunoaștem păcătoși, vom deveni automat sfinți și vom trăi ca sfinți din vitralii. Când lucrul n-a fost așa, am început să ne acuzăm unii pe alții, tu ești mai păcătos decât mine, eu sunt mai sfânt decât tine și am început să ne simțim mai rău decât ne-am simțit când eram nemântuiți. Ori Domnul vrea să ne spună, harul Lui este și pentru pocăiți, harul Lui este și pentru creștini, harul Lui este și pentru începători, ca și pentru învățători. Este foarte important ceea ce ai spus acum, pentru că există acea categorie de oameni care stau departe de harul lui Dumnezeu sau, fără să fie conștienți, îl resping. Practic. Pentru că și prin acest dialog pe care noi îl avem, pentru cei care încă n-au experimentat nașterea din nou, poate fi un semnal sau un semn că harul lui Dumnezeu este valabil, este disponibil pentru oricine. Eu cred că noi, într-un fel, foarte ciudat, Dumnezeu face nașterea din nou, dar într-un fel noi cât de cât suntem un factor catalizator aici, în sensul că dacă cineva ne ascultă și nu este mântuit și cât de cât se oprește,
posibilă și chiar probabilă vocea lui Dumnezeu care îi cercetează. Problema nu este că oamenii nu se nasc din nou. Oamenii se nasc din nou non-stop, pentru că Dumnezeu lucrează, Fiul lucrează, Duhul lucrează peste tot. Problema este că ei nu iau decizia care trebuie, fiindcă Dumnezeu cercetează, cercetează când într-un fel, când într-altul, Dumnezeu vorbește, dar omul nu decide, nu ia seama să intre în această chemare, în această lucrare, în această împărăție. Nașterea se produce. Ideea este că omul refuză să primească harul mântuitor. Sau să fie inconștient. Există foarte des, din câte am experimentat eu, această gândire că acum eu nu sunt pregătit. Chiar dacă îmi spui, îmi place că Dumnezeu s-a îndurat și de mine, cred în jertfa Domnului Iisus Hristos, dar încă nu sunt pregătit, pentru ce? Să încep o relație, să-mi predau viața, aha, să renunț la ideile mele, la felul meu de a fi. Ok, e posibil, dar unde vezi tu inconștiența aici? Care e inconștiența? Inconștiență că Dumnezeu te poate primi așa cum ești. Oh. Oh. Pentru că unii oameni cred că trebuie să fie la un anumit nivel. Trebuie să, de exemplu, oamenii care folosesc tutun, care fumează, nu pot să accept harul lui Dumnezeu că eu încă fumez. Oamenii care folosesc alcool, nu pot să-L primesc pe Dumnezeu sau pe Iisus în viața mea pentru că eu încă consum alcool. Deci, oamenii din acest motiv, oamenii sunt inconștienți că Dumnezeu tocmai pe aceea vrea să-i recupereze, să-i ajute. Absolut. Ideea nu este că Dumnezeu nu acceptă fumători sau alcoolici. El te cheamă din orice stare, din orice păcat, nu contează pentru El. Dacă nu ești în El, zaci în cel rău. Ideea este că omul preferă să țină la vrabia din mână, și anume alcoolul, la sticla lui, să-și vadă de viața lui și să nu încerce cealaltă, pentru că mi se pare, în sfârșit, hazardat gestul lui, poate că nici nu e aprobat de alții, dar el este conștient că riscă foarte mult, conștient, și mulți în satul meu unde eu am crescut, oamenii spuneau, ar trebui să ne pocăim, dar uite, nu putem să ținem. Nu putem să ținem. Ori nimeni nu poate să țină. Nimeni nu poate să țină. Numai Dumnezeu ne poate ține. Cum să ții? Te ține bunul Dumnezeu. Și mesajul nostru ar trebui să fie și pentru credincioșii care au primit mântuirea lui Dumnezeu și se găsesc slabi, și constatăm asta și în viața noastră, și soluția este că harul ne ajută în slăbiciunile noastre, ne ajută în toate ocaziile și datorită lui ajungem noi mai departe. Nici de cum pentru că am făcut doar un gest și de acum noi suntem supra-oameni. Suntem potențial, dar depindem în continuare de harul lui Dumnezeu și n-ar trebui să îl limităm. Dacă a fost capabil să ia un păcătos și să facă din el un credincios, e o mare putere. Să-l smulgă de sub puterea întunericului, să-l transfere, atunci el poate să-l folosească, acest har al lui Dumnezeu, poate să facă în viața omului nenumărate lucrări de putere, de minuni, de învățături, de lumini. Poate să facă. Și aici noi limităm, păi nu-s destul de bun. Niciodată n-am fost destul de bun, niciodată nu vom fi destul de buni. E totdeauna harul lui Dumnezeu care ne completează și desăvârșește cât cere El, Dumnezeu însuși, de la noi ca să lucrăm acel lucru, acea lucrare sau să o împlinim. Un alt aspect care aș vrea să-l aducem în discuție este acela de legat de valoarea harului pe care Dumnezeu ni-l oferă. Există uneori înțelegerea asta că harul este oferit gratuit, dar interpretat ca și ceva ieftin. Și anume că ți se oferă, îl accepți și apoi ai acceptat harul lui Dumnezeu, devii mântuit și acum îți trăiești viața. Well, harul nu este ca și taxele americane. Aici există o vorbă care spune cam așa, plătește-ți taxele și fă ce vrei. Harul este gratuit din punctul nostru de vedere, dar asta nu înseamnă că n-a plătit nimeni pentru el. Îmi plăcea cum vorbea păstorul meu din tinerețe, unul din păstorii din tinerețe, Olah. El cita cântarea, mântuirea ni s-a dat, sau mântuire ni s-a dat fără nicio plată. Și versetul, sau linia a doua,
era prin Iisus crucificat, fără nicio plată. Și atunci nu mai e, pentru mine e fără nicio plată, dar pe El l-a costat, pe Dumnezeu l-a costat, Iisus a fost crucificat și harul nu poate, trebuie să fie răstignit de noi. A fost destul că a fost răstignit Domnul Iisus, n-ar trebui să răstignim harul sau să-L facem zădarnic sau să călcăm în picioarele noastre harului Dumnezeu. Asta e. Deci harul este foarte valoros. Asta vreau să subliniez. Super valoros. Super valoros. Și înainte de a te naște din nou, dar și după, El continuă să lucreze la fel și cu aceeași absolut putere. Dacă, numai prin faptul că spui harul lui Dumnezeu a fost arătat. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nu prin Platon, Seneca, Socrate, ci prin Iisus Hristos. Îți dai seama că El nu poate veni spre noi decât cu lucruri dumnezeiești și desăvârșite și care, El care ne cunoaște, ne aduce ceva care contribuie la împlinirea, la creșterea, la formarea noastră ideală după etalonul cerului, după idealul ceresc, ceea ce este uluitor, uluitor. Adică harul ne învață să o rupem cu cutare, harul ne învață, e ungerea lui Dumnezeu, ne învață să o rupem, să trăim, harul ne învață cum să trăim, că altfel nu știm, auzim, n-ar fi rău să faci așa, Confucius a spus, Socrate a debitat sau cutare a zis, uite lucruri interesante, harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând arătarea Domnului Iisus Hristos. Harul este un bun dascăl. Harul este o mare putere. Harul este o minune a lui Dumnezeu, ca să nu mai insist, dar e special pentru că originatorul, cel prin care ne vine, mijlocul prin care vine, clipele sau circumstanțele în care s-a născut acest har al lui Dumnezeu sunt fantastice. Deci trebuie prețuit orice lucru cu multă, multă dragoste și multă smerenie. Abordat așa. Există în viața noastră, oricât ne-am străduit noi, momente în care suntem imperfecți și greșim. Chiar dacă am experimentat harul lui Dumnezeu și suntem membri în familia Lui, viața în care noi trăim, trupul însuși în care trăim, ne provoacă uneori și greșim. Uneori inconștient, de multe ori conștienți. Și avem nevoie de iertare, avem nevoie de har din nou. Cât de mare răbdare are Dumnezeu cu oamenii ca să le ofere har după har după har după har? Când se termină vreodată? Noi am primit din plinătatea Lui har după har, e o plinătate absolută. Dacă nouă Dumnezeu ne cere să ne iertăm de câteva sute de ori pe zi și ori de câte ori de fapt, nelimitat, pentru că nu are cum un om să-ți greșească de 490 de ori într-o zi, îți dai seama că El care cere acest lucru, trebuie să El mai întâi face. Iisus întâi a făcut și apoi a început să învețe. El nu are nicio limită. Nu obosește iertând. El nu surprinde nicio greșeală noastră. El a văzut totul și tot ne-a iubit. Noi dacă am ști tot ce face un om, l-am scoate de pe listă. Dacă am ști tot ce gândește un om despre noi, nu i-a mai dat bună ziua. El a știut la facerea lumii cum vom fi și tot ne-a iubit. Știa tot. Și tot ne iubește. A Lui care ne iubește și care a făcut noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, a Lui să fie slava. Deci, efectiv, este nemărginită dragostea lui Dumnezeu. Spuneți, Pavel, parcă în Efeseni, să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, adâncimea, toate dimensiunile astea ale dragostei lui Dumnezeu, care nu au margini, e fără limite. Dacă dragostea lui Dumnezeu și harul Lui e așa de mare și nemărginit și infinit, atunci înseamnă că putem să facem ce dorim noi, că El ne iartă oricum. Nu, în sensul rău, nu e cazul. Că, fără să facem eforturi, reușim. Nu trebuie să ne preocupe chestia asta. Hai să vedem cât de mare e harul lui Dumnezeu, ca să vedem cât se înmulțește. Nu de asta ni se dă harul. Harul ni se dă ca să devenim oameni după chipul celui care a început această lucrare de recuperare. Dar dacă cineva a căzut, avem un mijlocitor și El ne restaurează. Dar harul lui Dumnezeu ne-a fost dat pur și simplu să putem umbla pe înălțim, să putem umbla
prin credință, să putem umbla din biruință în biruință. Harul lui Dumnezeu pur și simplu deschide orice lacăt. Noi ar trebui să facem uz de El, să contăm pe El și să îndrăznim că El a biruit lumea. Asta cred că e partea care trebuie să o luăm. Este cu greșeală, asta e partea negativă. Într-adevăr, ne ține Dumnezeu, ne smerim, ne pocăim, ne aducem înaintea Lui și cerem iertare. Dar important este să mergem în partea pozitivă. El spune, cine crede în mine, datorită Harului, va face lucrările pe care le-am făcut eu, Ioan 14-12, ba încă va face lucrări mai mari decât acestea. Când auzi așa ceva, spui așa ceva, deși spune Iisus, nu spune un om obișnuit, lumea ia piatra să dea în tine, pentru că nu înțeleg Harul, pentru că ei zic, stai puțin, asta a spus-o Iisus așa într-un fel de scăpare. Nu, El n-a avut nicio scăpare, noi avem scăparea că nu prindem ce a vrut El. Și tot timpul spune, asta e pentru ăia mari. Nu, fratele meu, Harul este pentru toți, care aduce mântuire pentru toți oamenii. Și dacă a dat darul cel mai mare, le dă pe toate celelalte cu mare bucurie. Vom lua o pauză, după care vom reveni și vom continua dialogul nostru despre Har. Aș vrea în segmentul următor să medităm puțin la Harul dintre noi. Pentru că Dumnezeu ne oferă Harul Lui, dar noi, între noi, avem rezerve mici de har. Aș vrea să vorbim despre acest aspect. Rămâneți cu noi! Community Optical Center este o ramură a misiunii International Missions Alliance. Pentru examinare optică de doctor cu o vastă experiență în domeniu, sunați la 773-486-7661. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări, ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio și astăzi vă invităm la un dialog despre har împreună cu pastorul Bunii Cocar. Dumnezeu are un har special, deosebit pentru noi, pentru că ne acceptă așa cum suntem, ne oferă har, chiar dacă noi suntem departe și nu avem o viață corectă, și continuă să ne ierte și să ne ajute și să ne conducă, să ne călăuzească până când ajungem la o statură și suntem capabili să ne stăpânim singuri. Că uneori viața ne chinuie cu tot felul de patim și de obiceiuri. Însă când ajungem să exersăm harul între noi, devine o provocare, pentru că aici intervine puterea de a ierta. Dacă cineva greșește față de noi, instinctul nostru uman este să reacționăm contra. Și nu avem imediat sau instantaneu gândul sau sentimentul de bunătate, de iertare, așa cum face Dumnezeu. Well, Biblia ne întreabă uneori, sau în epistole, ce lucru ai pe care să nu-l fi căpătat? Dacă ai căpătat din abundență, am primit din plinătatea lui har după har,
ne arătăm și noi cu bucurie ce am primit. De obicei omul când cumpără ceva vrea să arate, dacă a obținut ceva vrea să spună, pentru orice se împărtășește cu altcineva. Dacă am primit de la Dumnezeu, Pavel spune, am primit de la Domnul ce v-am dat, am primit de la Domnul ce v-am învățat, am primit de la Domnul ce îți dau și ție acum. Dacă am primit iertarea Lui și harul Lui din abundență, cred că ar fi normal și cred că este normal, la rândul ne să avem milă. Domnul spune, dacă eu ți-am iertat atâta, ți-am făcut atâta bine ție, am uitat tot ce ai făcut tu, nu se cădea, nu se cădea să fii și tu înțelegător, milos cu semenul tău. Fapt, ce e foarte important, cred destul de important, dacă nu cel mai important, că dacă nu confirmăm în relațiile dintre noi și nu ne trecem și noi peste neajunsurile noastre, unii asupra ale altora, s-ar putea ca noi să nu știm ce este iertarea lui Dumnezeu. Și El ne-a iertat o datorie imensă față de El, noi am greșit. Semenii noștri greșesc față de noi, ne pun câte o etichetă, ne acuză pe drept și pe nedrept, și nu ni se întâmplă marele dezastru din cauza asta, știi? O fac și ei la supărare, o fac pur și simplu cu fel de interes. Trebuie să avem înțelegere față de oricare om și să le purtăm sarcinile cu bucurie. Biblia spune, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, că Domnul e aproape. Dar și iertarea voastră să fie, și răbdarea voastră trebuie să fie cunoscută de toți oamenii. Biblia spune că ce aveți nevoie de acestea ca să primiți ceva, a fost pus deoparte sau făgăduit după ce și-a făcut ea lucrarea, răbdarea, iertarea de plin în viețile voastre. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Deci, astea sunt importante pentru noi, nu numai pentru a arăta semenului meu oarecare, mă rog, filantropie, să-i spun, sau bunăvoință, e pentru că eu prin astea ajung la țelurile pentru care Dumnezeu m-a destinat. Deci dacă eu nu-L iert pe cutare, eu mă sabotez pe mine și sabotez în mine lucrarea lui Dumnezeu, neavând o atitudine frățească, mărinimoasă, creștinească față de semenul meu. Și de multe ori, astfel de lucruri ne țin pe loc, ne leagă de o stare nu neapărat ideală. Aici am vrut să ajung, pentru că mă întreb cum primește Dumnezeu atitudinea noastră față de semenii noștri când greșesc față de noi, atunci când noi apelăm la iertare și la har la Dumnezeu. Uh-huh, uh-huh. Cum privește El felul cum noi am răspuns atunci când noi apelăm la El? Pentru că știm din rugăciunea Tatăl nostru că se spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ori noi, uneori, nu avem tăria să iertăm. Am auzit chiar situații în care au spus pe drept, pe față, că nu pot să-L iert. Deci nu pot să o iert. Deci a greșit așa de rău, m-a trădat, m-a înșelat, m-a așa intenționat. Nu pot. Dar harul dă putere să reușești. Harul și acolo este necesar ca să poți să ierți. Ca să poți să treci peste. Ca să poți să ajungi unde ești tu rânduit să ajungi. De ce îngăduie Dumnezeu să ni se întâmple sau să se întâmple unora lucruri extrem de neplăcute? Nu știu, doar El știe. Dar asta nu cred că ne vreodată, hai să zic, justifică neputința. Pentru că El ne pune la dispoziție resursele Lui, puterea Lui, harul Lui. Harul meu ți este de ajuns. Harul meu ți este de ajuns în slăbiciune. Harul meu ți este de ajuns atunci când vine solul satanei. Harul meu ți este de ajuns. Harul meu ți este de ajuns când ai fost lovit, sau când ai fost nedreptățit, când ți s-a făcut o imensă nedreptate. Harul ți este de ajuns. Cum se uită El la noi când noi
nu reușim să facem lucrurile pe care le cerem de la El, dar nu le acordăm și altora, cred că problema este dureroasă pentru El când vede că noi nu apelăm la har. Nu apelăm la har, ci apelăm la lege, la mânie, la răzbunare, la neiertare, la ură, la purtarea sâmbetelor. Știi cum se spune în românește? Sau în folclor românesc? Hoțul cu un păcat, păgubașul cu toate. Te victimizezi de două ori. Odată că ai fost lovit și a doua că nu primești harul. Și de fapt, lovitura cea mai mare pe care nu o realizezi acum este că nu primești harul lui Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem fiecare dintre noi că ai spus ceva aici foarte important pentru cei care au avut urechi de auzit, și anume faptul că și atunci când noi suntem neputincioși să iertăm și să oferim har, tot prin har putem depăși acel moment. Foarte interesant. Orice moment. Tot prin har putem depăși și acel moment. Doar că trebuie să realizăm și să recunoaștem că suntem la un impas și să cerem ajutor de la Dumnezeu. Să ne ofere har suficient pentru a-L da mai departe. Pare așa un fel de cerc. Noi când am primit harul care aduce mântuire, de fapt, ăsta a fost un fel de preludiu, de prolog pentru ce urmează, totul prin har, totul prin har. Noi doar ne bucurăm că am primit harul la început și după aceea suntem în control. Harul e acolo, harul ne ține mântuirea, restul rezolvăm noi. Nu chiar este așa. De asta, biserica e la distanță de ani lumină față de prima biserică, de asta între noi relațiile nu sunt cum ar trebui să fie, dragostea se mai răcește sau s-a răcit foarte mult dacă n-a înghețat, pentru că am lăsat natura noastră, firea, gândirea noastră, nu sub inspirația Harului sau sub prezența Harului, ci sub impulsul vremii și al circumstanțelor. Mai există un aspect pe care aș vrea să-l aduc în discuție, și anume faptul că atunci când noi suntem puși în anumite situații incomode, neplăcute, este și acest moment un test prin care putem vedea cât suntem noi de abili să răspundem la provocarea respectivă și cum. Credința este testată totdeauna. Totdeauna trece prin examene și El ne încearcă. Nu pentru că nu știe, pentru că noi nu știm unde suntem și cât am crescut. Și când vine o izbitură dintr-o direcție neașteptată, de unde nu crezi că o să vină niciodată, te găsești că ai răspuns, cum zice Iov, răspunde ca cei răi. Am răspuns în fire și credeam că nu mai sunt capabil să răspund. Nu mă recunosc după un timp cum am putut vorbi așa, cum am putut gândi așa și cum de eu care credeam că am depășit asta, sunt tot acolo unde am fost. Mă deranjează, mă doare și spun, cred că se scapă totuși de astea dacă un om este smerit. Și se poate smeri. Dacă a decis, mă voi smeri în fața tuturor. Dacă pui limite, nu mă voi smeri la un copil, în fața unui copil, nu mă voi smeri în fața nevestei, nu mă voi smeri în fața enoriașilor pentru că eu știu mai mult, nu mă voi smeri. Dacă pun niște limite, pur și simplu voi fi mereu lovit până când va trebui să mă împodobesc numai cu smerenie. Nu știu cum e să te împodobești cu smerenie, pentru că Biblia așa spune. Și toți în relațiile voastre, și toți. De la papă până la o pincă, dacă vrei, dar nu există. Dar, în sfârșit, de la cel mai înalt, cel mai bine văzut sau, în sfârșit, sau cei mai puțin văzuți bine, toți în relațiile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Noi, când ne împodobim, ne gândim să nu fie prea mult, să nu frizeze mândria, dar El spune împodobiți cu smerenie. Dacă nu ne împodobim cu smerenie constant, constatăm că avem să ajungem în țărână și să regretăm că nu ne-am împodobit cu smerenie. Este o taină cum cineva poate să facă aceasta, pentru că fiecare dintre noi... Tot prin har. Numai prin har. Exact.
Cred că ar trebui să ne gândim la modul în care putem să lăsăm ca harul lui Dumnezeu să curgă în viața noastră, pentru că avem nevoie de el, uh-huh, și să nu îl împiedicăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi și cu noi, chiar dacă uneori, aparent, viața ne produce turbulențe, ne produce tot felul de crize. Uneori, în afara controlului nostru, ne trezim în situații incomode. Și să nu uităm că în acele momente de harul lui Dumnezeu care ne este îndeajuns, cum spune Biblia. Yeah. Ca să primești harul, a trebuit să te îngenunchezi. Și ca să dea în continuare, îngenunchezi, păi Doamne, sunt neputincios pentru ce mi-ai dat acum. Dar împreună cu tine, muntele mare e nimic în fața mea, sau muntele foarte mare, ca și în Zaharia. Cine ești un munte mare în fața unui credincios? Cine ești în fața lui Zorobabel? Zorobabel era un rob. Mă rog, era descendent din familie regală evrească, dar până atunci a fusese rob la babilonieni. Cine ești un munte mare în fața lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. Pentru că lucrul acesta nu se face nici prin putere, Zorobabel n-avea, nici prin tărie, iar n-avea, ci prin Duhul lui Dumnezeu. În cazul nostru, prin Duh, prin Har, prin credință, prin Domnul Iisus. Mi-amintesc de exemplul Domnului Iisus Hristos, cum El a oferit Har apostolului Petru când El s-a lepădat. Și aș vrea să discutăm despre acel episod în care Petru a greșit, s-a lepădat. Te referi la episodul din curtea Marelui Preot. Da. De acord, cu exact. Mare bucurie. Aș vrea să vorbim despre acel episod, pentru că acolo vedem un har când se revede Petru după acel episod cu Domnul Iisus Hristos, modul în care Domnul Iisus procedează. Lucrurile foarte, foarte simplu. I-a spus dinainte lui Petru. Domnul știa că Petru se va lepăda. Deci asta și nu l-a tratat niciodată ca pe un om de nimic, ci a spus: Simone, Satana va cerut să vă cearnă. Eu m-am rugat pentru credința ta ca să nu se piardă credința ta. Când este cernere, Dumnezeu îngăduie anumite lucruri, pentru că i s-a dat permisiune și în cazul lui Iov și în cazul lui Simon Petru și în multe cazuri, toate cazurile, numai că noi nu avem aceste documente ca să vedem că ne-a cernut Satana și n-am fost avertizați. Dar am fost avertizați prin mai marii noștri, prin ce au trecut ei. Și Petru a spus: Doamne, poți să fii sigur, contează pe mine, eu nu te voi părăsi. Well, când ne încredem în noi și nu în harul lui Dumnezeu, chixăm sau buctăm. Petru în curtea Marelui Preot a fost acuzat că este ucenic. Îți dai seama ce acuză gravă. Gravă. Groaznică, de la o slujnică. Dar nu știa ce implicații vor fi. Nu știa dacă recunoaște ce va fi. Nu credea că e cazul să recunoască în fața lor. Și trebuia să dea un răspuns mai nuanțat, poate. Situația era destul de tensionată. Și Petru a spus: eu și cu ăsta nu avem nimic de a face. Nu ne cunoaștem, nu ne-am văzut. A dat dovezi că nu e creștin. S-a jurat, a înjurat. Poate a făcut o mulțime de demonstrații acolo. Dar când a cântat cocoșul, i-a atins coarda sensibilă și Petru și-a adus aminte de vorba care a spus-o Iisus. Îți dai seama? Deja acum se desfășoară. El știa dinainte de cocoș. Ăștia nu știau nimic decât după grai ceva, arețoale din Banat sau din Galileea. De asta trăgeau ei concluzia că ar fi fost în grădină. Dar când a cântat cocoșul după profeție, Petru și-a adus aminte și a ieșit afară și a plâns cu amar. Asta tot ce spune Marcu. A ieșit afară și a plâns cu amar. Petru acum, după ce Domnul a fost răstignit, era conștient că s-a produs răstignirea. Tot Ierusalimul știa. Petru a stat în mare cumpănă. Ce se va întâmpla cu el? Nu credea că înviază Domnul Iisus. Niciunul n-a priceput că el va învia. Le-a spus-o, dar n-a intrat la sufletul lor. A intrat pe ureche și a ieșit pe alta. Dar în ziua învierii, după 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, dimineața, Domnul spune vorba asta: duceți-vă și spuneți fraților mei ce v-am mai spus, că ne vom întâlni în Galileea. Și spuneți neapărat și lui Petru. Îl mai grozav ucenic, cel mai special, liderul, pur și simplu s-a pulverizat înainte de crucificare. Și acum el spune special: spuneți și lui Petru.
E clar că a avut o întâlnire Petru cu Domnul Iisus de care nu știe nimeni nimic. Următoarea a avut loc cu grupul și apoi a avut cea din Marea Tiberiade. Acolo Domnul Iisus îl întreabă, mă iubești, Simone? Asta vrea să fie relația noastră de iubire. Când iubești, vezi numai lucruri bune în omul de lângă tine. Când îl iubești cu dragostea lui Dumnezeu, vezi în el calități, nu vezi defecte. Și Domnul Petru spune, ia, cât de cât, te iubesc. Mă iubești, sigur? Și întreba a treia oară Domnul, mă iubești cu adevărat? Și Simon s-a întristat că l-a întrebat de trei ori, deci n-a fost convins de răspunsurile lui. Și răspunsul lui Petru la a treia întrebare este, Doamne, Tu toate le știi. Știi cine sunt, știi ce am făcut, știi cum am lăudat, știi cum am capotat, știi totul. Știi și că te iubesc, dar știi și altele. Și Domnul spune, lasă altele, iubește-mă. Iubește-mă, Simone, a lui Iona. Și fă-ți lucrarea, tu fii păstorul mielușeilor, a oilor, a oițelor, al oițelor, fă-ți lucrarea pe care eu ți-o dau. În pofida ce ai făcut, în pofida ceea ce slăbiciuni ți s-au revelat, eu voi fi cu tine și harul meu îți va fi îndeajuns. Foarte interesant că în acele clipe grele prin care Domnul Iisus Hristos trecea, tocmai atunci s-a nimerit ca Petru să treacă prin acest episod cumplit. Petru n-a fost vrednic de Domnul Iisus, dar nu contează, pentru că Domnul Iisus a fost vrednic pentru noi toți. Asta aș vrea să aducem în discuție în segmentul care urmează, să discutăm despre modul în care noi, în modul practic și actual, am putea să restabilim această relație a Harului cu Dumnezeu și să nu rămânem în situația în care suntem, chiar dacă este o situație mai grea de criză, în care puterile sunt scăzute, crizele sunt mari, și parcă avem impresia că Dumnezeu nu mai are har îndeajuns pentru noi. Rămâneți cu noi, vom reveni după această scurtă pauză. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio și astăzi discutăm despre har, despre bunătatea lui Dumnezeu și despre modul în care și noi ar trebui să fim față de semenii noștri. Aici este marea durere, că mulți dintre noi rămânem blocați atunci când suntem în mijlocul unei furtuni, trecem prin crize, avem probleme, cineva ne-a neîndreptățit, ne-a înșelat sau a vorbit urât despre noi. Sentimentele noastre umane ne blochează uneori și nu ne permit să exersăm iertarea și harul pe care Dumnezeu îl aplică cu noi zilnic.
Și aș vrea să vorbim cu acești oameni care acum sunt oarecum legați de păcat, de durere, de sentimente și nu știu cum să iese din starea în care se află și cum să apeleze la harul lui Dumnezeu. Well, dacă sunt credincioși și au primit o dată harul, înseamnă că s-au prins de figură. Spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și se poate mai departe, pentru că el n-a venit să ceară, n-a venit, cum spune, Fiul omului n-a venit în lume ca să judece lumea. Asta e partea noastră. Deci nu ne-a făcut nimeni judecător, ci a venit ca lumea să fie mântuită prin el. Deci, dacă lumea este pe agenda lui, credincioșii sunt în special pe agenda lui, că nouă ne spune, faceți bine tuturor, dar mai ales fraților de credință, deci el dă har și pe o parte și pe cealaltă. Se bucură de primitorii de har, și asta iarăși un aspect, este un aspect special, în sensul că noi când dăm, am pune limite și spunem dăm, deci eu să fac ție o favoare, noi primind îi facem lui o favoare. Să nu ne socotim bogățiile, adică să nu disprețuim bogățiile pe care Dumnezeu vrea să ni le dea nouă. Deci el are totul pregătit. Deci nu trebuie să credem că vai de mine acum cât de greu este pentru el. Pentru că natura lui este să dea, să împărtășească, să dea cu mână largă. Dacă îi lipsește cuiva ceva, să ceară, pentru că Dumnezeu dă fără să facă observații și fără reproșuri. Pur și simplu dă pentru că e dătător, este tată și nu văd nicio problemă în a primi din partea noastră. Adică ce ne împiedică? Ce te împiedică să primești ceea ce are Dumnezeu pentru tine? Vrei să demonstrezi cuiva că tu ești special? Bă, s-a dovedit. Toți suntem păcătoși, lipsiți de slava lui Dumnezeu. Sau despărțiți de El, nu putem face nimic. Vrem să-L contrazicem pe El că putem face ceva. Ei, nu putem. Poți să fii absolvent a sute de școli sau, mă rog, să ai atâtea credite la viața ta. Despărțiți de El, nu putem face nimic. Toată realizarea noastră este să depindem de El. Marea reușită este să spunem, Doamne, nu pot să reușesc, nu pot să izbutesc, asta e reușita. Nu sunt capabil, atunci ai reușit. Când spui, Doamne, sunt păcătos, El spune, ești neprihănit. Fiul risipitor s-a dus acasă și a spus tatălui său, nu sunt vrednic să mă chem fiu. Vreau să fiu, dacă se poate, un argat. Și tatăl spune, puneți-i haina cea mai bună pe el, dați-i sandale, încălțăminte, inel și acest copil a fost mort și acum a înviat când a zis că e păcătos. Dumnezeu dă har celui ce se smerește și stă împotriva celui care este mândru și vrea să dovedească specialitatea lui, unicitatea lui. Nu, noi toți avem nevoie de harul lui. Dacă nu venea harul, nu eram nimic. Har și credință. Și asta e tot darul lui Dumnezeu pentru noi. Valabil pentru orice om. Dar nu orice om poate să primească acest lucru. Dar cine poate să-l primească, să-l primească. Este greu pentru foarte mulți oameni să aplice ceea ce tu ai menționat acum. N-am înțeles ce e greu de aplicat. Să recunoască, să recunoască, să se lasă, să lapede, să lase controlul situației, vor singuri să le rezolve. Exact. Dacă sunt blocați pe această idee că vor singuri să-și rezolve problemele, cum pot să iese din ele oricum? Nu pot. Nu există. Pentru că Domnul a închis neputință făptura omenească. Dacă ne puteam mântui, Iisus nu murea. Dacă ne puteam ierta, Iisus nu venea. Dacă puteam să realizăm noi o stare acceptabilă pentru cer, n-avea rost să vină. Pur și simplu pentru că eram morți și pierduți în greșelile și păcatele noastre, a venit El. Și El n-a venit numai să facă un început, ci a venit să umble cu noi de la început până la sfârșit. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, voi merge cu tine până la capăt, voi fi cu tine până la capătul pământului. Pur și simplu, El nu mai vrea separare. Noi trebuie să ne lămurim asupra acestui lucru. Independența față de Dumnezeu este o ofensă pentru El, dar este pentru noi o decizie super nocivă. Nu ne aduce decât rău.
oricine am fi. Când vrem să demonstrăm lumii cine sunt eu, demonstrez, veniți să vedeți încă un perdant, încă un loser, încă un om care nu știe ce vrea, încă un om care se luptă contra valului sau contra vântului. Ce trebuie să facă un om concret, practic, să beneficieze de harul lui Dumnezeu? Well, cred că harul e acolo. Cum poate un om să intre în posesia acestui har? Este să nu se opună. În principal să nu se opună, pentru că harul vine ca un tsunami spre noi. Vine spre noi. Totul este să nu pui toate barierele posibile ca să nu cumva să te atingă, să te contamineze harul. Deci dacă vrei să beneficiezi de har, spui pot și eu, Doamne, ai și pentru mine, este iertare la tine și pentru mine, și atât tot, este doar strigă fiul lui David și vine harul lui Dumnezeu. Îndrăznește, el spune, fiica, a venit o femeie la el foarte speriată și Domnul îi spune, îndrăznește, fiică, îndrăznește. Apoi spune ucenicilor în bloc, îndrăzniți, fiilor, eu sunt, nu vă temeți, îndrăzniți. Ce-i trebuie un om este atâta îndrăzneală să spui, Doamne, pot și eu, pot să beneficiez și eu, ai murit și pentru mine, ai plătit și pentru mine, m-ai identificat, m-ai văzut și pe mine pe coridoarele timpului că voi veni și eu, e acesta timpul meu. Ia, și poate fi surpriza vieții de la Dumnezeu pentru fiecare om. El are îndelungă răbdare și voiește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la cunoștința adevărului, tot să vină la cunoștința de Dumnezeu și tot să fie mântuiți. Nimeni nu se poate dezvinovăți sau nu poate acuza pe altcineva. Sunt acolo pentru că n-a avut Dumnezeu har. Nu. Suntem acolo pentru că nu ne-am deschis pentru El. Suntem acolo pentru că L-am refuzat constant. Suntem acolo pentru că avem o mânie sau mândrie morbidă. Mândrie morbidă. Și mândria omului nu lucrează neprihănirea, nici mânia nu lucrează neprihănirea și mândria merge la, cum spune acolo, trufia la cădere și mândria la pieire, ceva de genul ăsta. Adică mândria merge înaintea căderii, cam asta spune românul, dar luat din Biblie. Este preludiu pentru căderile noastre. Ne-am încrezut, ne-am fălit, am vrut să ieșim în evidență. Și ne place să fim speciali, văzuți, lăudați, toți se fălesc. Și pentru mine un verset fenomenal este Ioan 5:44, care spune, cum puteți crede voi în har, în putere, în minuni, în viața lui Dumnezeu, în Duhul lui Dumnezeu, în ungere? Cum puteți crede voi în lucrurile acestea spirituale, voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la Dumnezeu? E valabil pentru toți. Căutăm respectul, cinstea, slava de la oameni și nu o căutăm de la Dumnezeu și capotăm. Pică ne vedem pe nicăieri de multe ori, nu știm cum am ajuns acolo. Și am ajuns acolo pentru că am semănat noi semințele răului sau ale mâniei. Dacă cineva vrea să facă acest pas și să pună garda jos și să se predea și să înceapă un dialog cu Dumnezeu, cum ar trebui să facă aceasta? Trebuie să meargă undeva la o biserică? Trebuie să... Există un ritual? Cum poate cineva care nu știe să se roage, practic este într-o situație în care ar vrea să accepte harul lui Dumnezeu, dar nu știe cum? Dragă, cel mai bun exemplu l-a pus Domnul Iisus cu experiența din templu a vameșului și a fariseului. Și vameșul n-avea curaj să se roage, iar fariseul se lăuda și spunea că e deosebit, nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, așa mai departe, nici ca vameșul acesta. Și a făcut o demonstrație de neprihănire, pe când vameșul a spus, bătându-se în piept cu pumnul, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul spune, omul acesta s-a dus acasă socotit neprihănit. Întâmplător e faptul că s-a găsit în templu, putea să fie găsit în oricare alt loc. Locul nu chiar contează, zidurile nu chiar contează, biserica nu înseamnă dacă ai pus o cruce peste o clădire, e biserică. Biserica este totalitatea
credincioșilor. Biserica este împărăția, din basilica, împărăția sau mireasa Domnului Iisus. Deci un om poate să intre în grația lui Dumnezeu, în relație cu El, dacă primește harul. Nu va putea face decât prin har. Lucrul acesta nu se poate face decât prin har. Că trebuie să meargă la vreo biserică, aici e o întreagă poveste, trebuie să facem vreo câteva emisiuni despre acest lucru, ce este cu biserica și cum unde suntem și cum ar trebui să fim. Biserica tot timpul se noiește, tot timpul se adaptează, dar Biblia ne spune, uitați-vă la mai marii voștri, la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați de credință. Și ăștia sunt numai din primul veac, apostolii, inclusiv Domnul Iisus, dacă vrei, și oamenii care vin în adunările noastre vor fi decepționați, pentru că vor vedea muzică multă, vor vedea învățătură multă, dar nu vor vedea puterea. Și Biblia spune, vor fi în vremea de pe urmă cu forme multe, dar fără conținut. Forme de evlavie și tăgăduiesc puterea. Dar și la capitolul ăsta se poate merge prin har, dacă nu ne-ar păsa de ce vor zice oamenii despre noi. Noi putem să trăim viața primei biserici dacă primim harul pentru orice situație și adică vom conta pe el, vom îndrăzni să mergem prin har. Pur și simplu. Dacă noi mărturisim că Domnul ne-a dat mântuirea în viacul 20-21, că El mântuie, care e o lucrare imensă, atunci putem să spunem că El vindecă pentru că ce-a mântuit este a Lui și El nu poate să-L țină bolnav, El curățește, El face minuni pentru copiii Lui, constant face minuni pentru că astea sunt lucrurile obișnuite pentru El și El lucrează. Deci dacă noi avem această îndrăzneală să credem și să mărturisim, El are acea putere ca să întărească ceea ce noi afirmăm, ceea ce noi în ascultare de cuvânt și de Duh îndrăznim să facem sau să trecem la acțiuni. Deci un om care vine acum de afară s-ar putea să nu fie chiar așa de impresionat de ce va vedea în nicio biserică, pentru că nu există una ideală. Dar există una ideală, dar e invizibilă, în sensul că nu s-au adunat numai într-un loc, numai sfinți acolo. Dar în spirit va găsi ce-i trebuie și cred că Domnul poate să facă aceste biserici locale niște adevărate, hai să le spunem, cazemate sau nu cazemate, niște altfel. Cum se numesc astea? Divizii de putere în lume. Ca așa ceva trebuie să fie biserica lui, o stare de putere și de împlinire cerească. Deci un fel de ambasadori plenipotențiari ai lui Dumnezeu. Așa îi doresc omului care vine de afară să găsească. Doamne, ajută bisericile să experimenteze harul din plin pe credincioși și pe telespectatorii noștri. La orice compartiment, la orice nivel, în orice circunstanță. Harul lui Dumnezeu, prin har, și n-ar trebui să fim niciodată împotriva harului, ci totdeauna pentru el, prin har și prin credință. Dacă am fost mântuiți prin har, să și umblăm prin har. Doamne ajută, am ajuns la finalul emisiunii, dar înainte să încheiem emisiunea, aș vrea să fac un anunț, să anunț că pentru următoarele 3 săptămâni vom fi plecați, cel puțin în prima parte vom fi în Italia, la Roma, pentru lansarea televiziunii Victoria TV, o televiziune creștină în limba română, și am bucuria și onoarea să fim împreună la acest eveniment. Și am vrea să invităm telespectatorii noștri din zona Roma să participe la acest eveniment. Sunt convins că veți primi informații în acest sens. Dar pentru ceilalți din alte părți ale lumii, vă provocăm și vă invităm să vă rugați pentru această lucrare de televiziune care se face la Roma. Buni, un gând pentru telespectatori la final. Pentru romani? Pentru ce ai tu pe suflet? Pavel spune, cei din Roma vă trimit sănătate sau așa ceva. Acum noi spunem har, mult har pentru cei din Roma, pentru cei ce încep. Biblia spune, dacă ați început prin credință și prin har, să continuați așa, prin har și prin credință, nu prin fire, nu prin omenesc, nimic, totul să fie prin har.
totul de la Dumnezeu, totul cu Dumnezeu. Și nu aveți cum să pierdeți, n-au cum să fie înfrânți. Nimic, nicio armată nu va reuși să biruiască pe cel care merge prin har. Harul este tot biruitor, triumfător. Cu acest gând ne oprim aici și vă mulțumim pentru atenție și pentru că urmăriți aceste emisiuni. Vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. La revedere!